au fost momente când n-ați intervenit în discuțiile apărute în emisiune. De ce? Nu-mi cere mie vreodată să mai îmi cer să am vreo treabă cu mama ta. Atâta toți ani. Nu știu cum să-mi joc strategii sau alte nebunii cu... Eu iubesc copiii și atât, îi vreau cu toată dragostea mea. Și atunci mi-am dat seama că sunt prea mică pentru oamenii care fac scenarii, care vorbesc în numele meu, care mi-au pus cuvinte în gură, care până și acum ultima oară cu sandalele ați văzut. Vă așteptați la o nuntă din partea lor în finalul competiției? Da, mă aștept la cea mai frumoasă nuntă și cea mai dorită de noi toți, nu numai de familie, că și familia e de acord și a fost de acord dintotdeauna. Mă bucur că s-au mai reglementat multe incidente din ceva care a fost tradus prin alții și probabil că mulți din susținători s-au băgat mai mult decât trebuie cu care s-au băgat cu bocanci în familie, în sensul că am ținut legături, eu am fost o femeie și sunt sinceră, deschisă, am încredere prea mult probabil în oameni și de aici au fost așa probabil, de s-a transmis de la o familie la alta. Deci aici vreau să spun, s-a transmis ceva eronat, ceva de învrăjbire, de ură. Eu am maturitatea să înțeleg lucrurile și să stăm la aceeași masă pentru de dragul copiilor. Nu pot să spun că nu am suferit, că la fiecare ceartă orice părinte sunt convinsă că suferă enorm. Când își reproșează, în egală măsură, nici Cristina nu este cea care lasă ștafeta jos. Orgolioși, sunt tauri, sunt încăpățânați, dar se iubesc, asta e tot. Vi-l doriți pe Andrei de Ginere? Da, l-am dorit din când a făcut cuplu și mai mult, ca un copil să fie bine primit în familia mea și în casa mea, alături de familia Cristinei. Cu familia lui Andrei ați mai ținut legătura? Am spus că până la nuntă vreau să stăm, să păstrăm distanța, ca să nu mai lăsăm loc de ură, de răutate, de interpretări și să clarificăm alături de copii. De la mine n-a venit niciodată nimic, îmi pare rău că am fost băgată eu în toată povestea asta. Mireasă pentru fiul